Salut! De câte ori ți s-a întâmplat să ai o super idee genială de proiect web și totuși să ai ceva acolo care îți spune că nu ar trebui să implementăm proiectul respectiv pentru că sunt anumite riscuri, pentru că investiția este prea mare și la final noi nu credem că ne vom scoate investiția sau chiar ceva pe lângă? Ei bine, în acest video vreau să-ți ofer câteva informații despre cât de important este un MVP într-un proiect web și evident care sunt cele trei criterii pe care tu ar trebui să ții cont atunci când vrei să implementezi un proiect web. Dacă ești antreprenor, deja cred că știi ce înseamnă un MVP și mai ales cât de important este un MVP în implementarea unei afaceri, unui business și fără el, practic, putem face o investiție, așa cum spuneam la început, de care nu suntem siguri că o vom putea scoate cumva sau chiar să mai facem ceva pe lângă. Bun, ce este MVP-ul? Reprezintă Minimum Viable Product. EMO, practic, minimum. De ce se cheamă minimum? Pentru că tu ai acea idee și vrei să faci fundația soluției ideii tale sau fundația soluției problemei pe care te-ai văzut-o în piață și vrei să vezi că funcționează. Ce reprezintă V-ul? Reprezintă viable, da? Practic, validez ideea. Validez în piață faptul că îți funcționează ideea pe care o ai tu sau cu ce vei tu nou sau adaptat la cerințele din piață. Iar P-ul reprezintă product pentru că ai ceva concret, ai proiectul web, da, ai aplicația web pe care o dai spre a fi testată și mai apoi spre a fi validată. Ideea e că acest product, da, cum spuneam, e ceva concret, nu ai doar ceva scris pe foaie. Bun, care este scopul acestui MVP? Da? Scopul acestui MVP este să îți testezi ideea, să o validezi, iar în final să fii sigur că ideea proiectului este una rentabilă și poate fi monetizată pe termen lung. În final, practic, creezi o credibilitate pentru posibilii tăi clienți. Ok, ce cuprinde acest MVP în partea de web? Am scris aici numărul 1, funcționalitatea. Practic, tu, când ai un proiect web, trebuie să vii cu un set minim de funcționalități pe care să le implementezi în proiectul tău, dar nu trebuie să, nu știu, să acum să începi să faci fiecare funcționalitate în parte. Trebuie să vezi exact acea funcționalitate sau acele funcționalități care te ajută să-ți validezi proiectul. Hai să-ți dau un exemplu din viața reală, da? Acest MVP, da? Stăm într-o cameră fără lumină, da? Și am produs așa numita lumânare, da? Am lumânarea, o aprind, deja mi-am luminat în cameră. Numărul 2, da? Asta este partea numită minimum, da? Că mi-am făcut o soluție minimă. După care am lumânarea, da? Și eu vreau să merg afară în exterior pentru a prezenta clienților mei, însă ce să vezi afară? Cam bate vântul și nu pot să ies cu lumânarea mea afară pentru că se va stinge. Da? Și astfel trebuie să văd cum îl pot face viabil. Adică cum pot să fac eu să iau lumânarea de aici și să merg cu ea afară. Ei bine, pentru asta pot folosi o lampă. Da? Lampa o pot folosi, luminează, ies cu ea afară și automat îmi validez ideea pe care o am eu. Da? Îmi validez că, bă, în piață este nevoie de folosirea luminii. Iar de aici mergem la product și ajungem la bec, da? Becul este un produs, îl poți vedea, îl poți pune în lustră și luminează oriunde ai fi tu, bine, trebuie să ai energie electrică. Cam așa funcționează partea asta de MVP, da? Și referitor la funcționalități, da? Trebuie să vezi care sunt acele mici funcționalități pe care aplicația ta web poate să le aibă și să rezolve anumite probleme pe care tu le-ai văzut în piață. Numărul 2. Uzabilitatea.
uzabilitatea să fie foarte ușor de folosit, user-friendly. Și aici mă refer la o aplicație web, trebuie să fie foarte ușor de folosit. Adică am trei butoane, dar butoanele alea trebuie să facă lucrurile pe care utilizatorul se așteaptă a le face. Da? După care avem partea de design, să aibă o atractivitate estetică bună. Și, de exemplu, eu pun foarte mult accent atunci când creez o aplicație web, pun foarte mult accent în a fi responsive. Ce înseamnă responsive? O aplicație web trebuie în mod normal să fie folosită și trebuie să fie adaptată pentru orice device, de la mobil până la un smart TV. Din acest motiv, eu când încep dezvoltarea unui proiect web, mai întâi se testează și se implementează partea de mobile. Să arate cât mai ok pe mobile, după care se trece ușor la tabletă, la laptop, după care desktop și ecrane mai mari. Dar eu pun foarte mult accent pe partea de mobile, pentru că 90% din populația asta noastră folosește un telefon, dar oricine are acum un smartphone pe care îl folosește și utilizatorii automat îți vor intra pe aplicația web de pe mobil și automat dacă ea nu e responsive, neadaptată pentru telefon, utilizatorul o să strâmbe din nas și automat pierzi clienți, da? Și pierzi, până la urmă, pierzi bani, da? Bun, deci designul trebuie să fie cât mai ok, să nu fie fancy, să fie nu, cât mai simplist, să prin poze să fie cât mai modern, bineînțeles. Bine, aici ai cu dusul întors, pentru că trebuie în prima fază să vezi care este audiența ta, ca pe baza audienței să poți să-ți faci designul respectiv. Bine, asta este o altă poveste, pot face un video întreg pe tema asta. Ok, da? Funcționalitatea, uzabilitatea, designul, astea sunt cele trei criterii pe care tu ar trebui să le iei în vedere atunci când vrei să îți creezi un proiect web. De ce e bine să alegi un MVP? Pentru că atunci când faci un MVP, costurile sunt minime, riscurile sunt minime. Practic, tu vrei să-ți testezi în piață aplicația web, să fii sigur că poți să vii cu o soluție la o problemă și astfel mai apoi, prin acel MVP, poți să faci scalabilitatea proiectului. Un MVP nu înseamnă, mare atenție, un MVP nu înseamnă să oferi acel produs gratuit sau să nu oferi acea soluție a problemei gratuit. Nu, pentru că atunci MVP-ul nu mai este valid. Așa cum spuneam, MVP-ul te ajută să-ți testezi soluția pe care o ai tu la o problemă. Da? Și astfel, când pui prețurile pentru acel serviciu sau pentru acea aplicație pe care ai dezvoltat-o tu, prețurile ar trebui să fie la fel cu cele pe care ai în plan să le faci după ce îți validezi tu MVP-ul. Dacă tu vii cu un produs free, automat MVP-ul nu mai este validat și de ce spun asta? Pentru că atunci când îi oferi unui om un produs gratuit, el, ok, va fi foarte entuziasmat, wow, am ceva gratuit, o să testez, o să fac chestia asta. Dar, conform unor statistici, s-a demonstrat că atunci când îi oferi unui om ceva free, în mare parte se uită de proiect sau de ceea ce s-a fost oferit, se uită imediat, pentru că nu este un preț la mijloc. Așa, când există un preț la mijloc, persoana respectivă este mult mai motivată, mult mai focusată și, da, astfel MVP-ul tău este testat și valid. Astfel poți să mergi mai departe cu ideea ta. Ok, să spunem că nu funcționează cum te așteptai tu. Sunt costuri minime pe care le-ai investit. Ei bine, poți să mai adaugi o mică funcționalitate. Sau poți să întrebi clienții ce feedback îmi puteți da despre această aplicație. Ce credeți că nu funcționează așa cum v-ați așteptat voi, da? Ce credeți că ați vrea în plus să facem în această aplicație web. Da, este foarte, foarte, foarte important să-ți faci un MVP pentru proiectul web, ca mai apoi să fii sigur că proiectul ajută în piață, vine cu soluții, vine cu idei și poate fi ușor scalabil. Așa, la ce te mai ajută acest MVP? Te ajută să-ți dai seama dacă
acei clienți la care te-ai adresat sunt clienții țintă pe care îi poți folosi mai apoi după ce îți termine MVP-ul tău. Sau după ce începi să-ți scalezi proiectul, să vezi dacă piața este sau publicul țintă este acela pe care ți-l dorești tu. Iar un alt lucru pe care MVP-ul face este că îți faci un client avatar. Dacă până atunci nu știai cum să te adresezi cu aplicația web, nu știai către cine să mergi să oferi acele servicii, ei bine, în urma MVP-ului vei afla că ai un client avatar și astfel îți vei scrie client avatarul și îți va fi mult mai simplu ca pe viitor să aplici pentru anunțuri, Google Ads, Facebook Ads, da? Pentru că tu știi publicul țintă, știi unde stă cel mai mult. Automat, dacă e o aplicație care se adresează tinerilor, ok? Ei bine, anunțurile ar trebui să fie Facebook, Instagram, da? Contează foarte mult să înțelegi piața, să-ți înțelegi publicul țintă. Cam asta am vrut să zic în acest video. Dacă ai o idee de proiect, îți recomand să începi cu un MVP. Costurile sunt mai minime, sunt minime și riscurile sunt mai mici. Din acest motiv, dacă tu ai acum o idee de proiect și vrei să o testezi, vrei să o validezi, ei bine, ne putem întâlni într-un scurt videocall în care discutăm exact ideea ta, să vedem exact care ar fi cele mai bune soluții de implementare. Și cum poți face asta? Poți să accesezi www.sigmedia.ro/consultanță. Acolo vei găsi un formular pe care am rugămintea să-l completezi cap coadă. Iar pe baza informațiilor, eu voi lua legătura personal cu tine și vedem exact care sunt cele mai bune soluții pentru proiectul tău web. Astfel, creezi MVP-ul, îl testezi, îl validezi și știi încotro să o apuci cu proiectul tău. Cam atât pentru acest video. Eu nu sper să-ți fie de folos informațiile pe care ți le-am oferit astăzi. Dacă consideri că ai prieteni care vor să afle astfel de informații, dă un share la acest video, dă un like, dă un subscribe și de ce e bine să faci, să dai un share, pentru că de ce nu când te întâlnești cu prietenii tăi puteți avea un nou subiect comun de discuție. Cam atât pentru video ăsta. Ne vedem în celelalte videouri. Pa, pa!